activiști, să implice și să încearcă să spui oamenilor lucrurilor pe nume. Chiar sunt bucuros că în compania aceasta electorală s-au implicat mai mulți oameni, mai multe personalități din societatea civilă. Noi îl vedem pe acest activist Oleg Brega, care de fapt fără nicio copeică a ținut această companie electorală și de fapt are tot respectul și a organizațiilor neguvernamentale pentru tot ce face. Pentru că acest om de fapt a lucrat toți acești 4 ani și acum totuși îndrăznește să meargă la conducerea capitalei. Dar eu cred că moldovenii noștri suntem așa cum suntem și a să facă alegerea iară pe bandiți. Este important ca să fim foarte atenți la momentul și legat cu